mașini distruse pe marginea drumului, ca prin Africa. Oamenii merg pe jos. Exact ca în Africa. I-am zis să-mi taie frunzele alea, să nu le mai car după mine. M-am făcut cu un pește. Din ăsta îmi fac și sushi. Din ăsta îmi fac și ciorbă. Hello, adică salutare în limba locală de aici, de pe insula Guadalcanal, insulele Solomon, în mijlocul Oceanului Pacific. Astăzi m-am trezit în sunet de păsărele și sunet de ploaie, un loc numai bun unde să te trezești într-o dimineață. Prima impresie pe care mi-a făcut-o insula în momentul în care am ajuns a fost că am aterizat fix în Africa. Aceiași oameni, aceleași peisaje, aceleași drumuri, aceleași case. E incredibil ce asemănare poate să existe. Câteva lucruri despre insulele Solomon. Insulele Solomon au fost descoperite de un explorator spaniol pe la 1500 și ceva, iar numele de insulele Solomon au fost date de acest navigator care le-a descoperit, crezând că aici a descoperit locul de unde își trage bogățiile regele Solomon, care apare și în Biblie, regele Israelului, fiul lui David. Istorie foarte zbuciumată a acestor insule, mai ales în timpul celui de-al doilea război mondial. Aici s-au dus lupte crâncene între japonezi și americani. Eu, care nu sunt foarte pasionat de istorie, tot am auzit de insula Guadalcanal și de aceste lupte duse aici. Bineînțeles că pe insulă sunt câteva locuri care amintesc de aceste lupte, locuri pe care probabil o să le vizităm și noi. Este un memorial făcut de americani și unul făcut de japonezi. Dacă stă ploaia, astăzi o să luăm insula la pas, pentru că altă variantă nu este aici. Mașină de închiriat, clar nu. Taxiurile sunt destul de scumpe și la cum sunt drumurile, mergi mult mai repede pe jos decât cu taxiul, așa că vom lua la pas insula numai să stea ploaie. Încă un lucru foarte interesant, limba folosită aici se numește pidgin și este o engleză stricată. Aici mă înțeleg foarte bine cu lumea, pentru că nici eu nu vorbesc engleză corectă, așa că n-am avut niciun fel de probleme de comunicare cu oamenii cu care am interacționat până acum. Efectiv, este o engleză vorbită foarte prost, multe cuvinte sunt pronunțate cum se scrie, iar unele sunt pocite cumva. Foarte, foarte interesantă această limbă. Bineînțeles că aici sunt peste 200 de dialecte de pe la triburile din aceste insule, iar această limbă pidgin le-a unit și i-a făcut pe oameni să se poată înțelege unul cu altul. Sunt influențe și din limba spaniolă și din limba portugheză și chiar câteva cuvinte din franceză. Foarte interesant acest limbaj de aici, din insulele Solomon. M-am pregătit de plecare până acum de vreo 5 ori și de fiecare dată când am ieșit, a venit și ploaia. Până la urmă îmi iau pelerina și când prind o portiță plec și asta e, dacă mă prinde ploaia, iau pelerina în spate. O să profit de portița asta fără ploaie să cobor în oraș. Neapărat trebuie să ajung la un magazin de unde să-mi iau, să-mi încarc cartela. Cartela pe care am primit-o aseară gratis avea doar 1 giga, care s-a dus foarte repede. Trebuie să ajung la un Our Telecom, pentru că așa se cheamă rețeaua de aici. Online nu se poate încărca, trebuie să ajung să-mi iau net. V-am zis că e atmosferă de Africa aici. Foarte interesant. Multă vegetație, frangipani peste tot. De asta costă mult taxiurile aici, pentru că drumurile sunt proaste. Oricum, clar, nu ăla e prețul pe care l-am plătit eu aseară. 100 de lei pe 16 km e mult, chiar și aici. Dar asta e. Când ești condiționat, n-ai ce face, scoți banii. Drumuri africane. Oricum, mașinile de închiriat aici sunt câteva companii, dar prețurile sunt exagerate. De la 300 de lei pe zi. Foarte scumpe. Și v-am zis, mi-a zis șoferul de taxi aseară, nu poți să pleci din Honiara cu mașina pentru că toate podurile sunt distruse în momentul ăsta și nu poți să treci acele râuri. Mașini distruse pe marginea drumului ca prin Africa. V-am zis eu. Oamenii par prietenoși așa la prima vedere. Par foarte ok. Good morning. Încă puțin și ajung pe malul oceanului. De acolo o să mă duc tot pe malul oceanului până la Our Telecom, la magazin. Am vreo 2 km jumate, 3 km de mers până acolo. Oamenii merg pe jos. Exact ca în Africa. Bulevardul principal e ăsta. Hai să trecem un șans. M-aș duce până la ocean, dar pe aici n-am acces. Poate găsesc mai încolo o cale de acces. Bineînțeles că lumea se uită ciudat după mine pe aici. Probabil rar văd câte un turist plimbându-se pe jos. Dar eu sunt obișnuit din Africa. Mă apropii de centrul orașului. Prin noroaie. Cel puțin miroase bine, miroase bine de tot din cauza frangipanilor care sunt peste tot. E plin de frangipani înfloriți. Încă puțin până la Telecom, care ar trebui să fie aici pe dreapta undeva. Bine că nu plouă. Bine că m-a lăsat vremea să ajung până aici. Și cred că am ajuns. Aici e Our Telecom, exact când începe și ploaia. La fix am ajuns. Sper să fie deschis. Rezolvat deocamdată cu netul, 12 giga, 150 de dolari solomoneni. Asta e vreo 75 de lei, destul de scump. Sper să mă descurc zilele astea cât stau aici, dacă nu vin și mai încarc. Asta e. Îmi continui plimbarea până nu vine ploaia mai tare. Astăzi, da, nu prea se arată vreme bună. Mai după masă mi-arată că ar fi mai ok de plimbat. Acum mi-arată doar ploaie. Asta e, mă duc măcar să văd oceanul. După aia, cred că o să îmi iau ceva ingrediente, dacă găsesc, să gătesc ceva. Pentru că n-am văzut încă niciun restaurant. De fapt, mi-a și zis gazda că sunt foarte puține restaurante aici. Am văzut aici în stânga Solomon Port. Hai să vedem cum arată portul. Să văd și oceanul de aici, din insulele Solomon, că încă n-am apucat să îl văd. Efectiv n-am avut pe unde să ajung până la ocean. A, cred că găsesc și ceva mâncare aici în față. Hai să vedem. Hai să vedem cum arată. Da, ceva mâncărică. Ceva mâncărică, ce face cu ochii pe aici? Fast food. Cartofi prăjiți la congelator. Hello. Nu prea face cu ochii nimic de pe aici. Hai să mergem în port. Pe aici, pe undeva. Trebuie să traversez. Cum se traversează aici? Ca în Africa, normal. Pe unde te taie cap. Că n-ai altă variantă. E, aici e mai amenajat. Probabil aici vin croazierele. Dacă vin. Că eu încă n-am văzut niciun turist pe aici. Ceva monument aici îngrădit. Iar portul cam așa arată. Acolo văd că se construiește o clădire mai nouă. Dar în rest e dezastru. Probabil de aici se iau și feriboturi spre celelalte insule ale arhipelagului. Bă, dar o piață de pește, să iau și eu un pește proaspăt prins. Nimic, 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 nimic. dar destul de riscant să mergi cu asemenea vase vechi. Nu că nu m-aș duce, m-aș duce. Trebuie să văd unde aș putea să merg de aici o excursie de o zi. Pentru că mai m-am uitat un picuț pe la excursiile opționale. Da, sunt câteva excursii, sunt câteva agenții de turism locale. Ce care e ananas? O tonă de ananas. Sunt câteva agenții de turism locale, dar prețurile la excursii de o zi sunt exagerate mult. De la 10 milioane în sus de lei, 1000 de lei în sus, 200 de euro. O excursie de o zi, fie la o cascadă, fie la un sat turistic. Cum era și în Fiji, numai riști să ajungi acolo să nu fie nimic. În rest, alte excursii interesante nu prea am văzut. Mă voi orienta astăzi să văd mai exact ce și cum. Destul de murdar oceanul aici. Dar asta și din cauza că se varsă o grămadă de râuri. Insula e plină de râuri foarte mari și probabil de acolo vine și apa asta murdară. Adică clar de acolo vine. Interesant loc, foarte interesant. Și total neașteptat, din nou. Nu mă așteptam la asta. Hai să vedem dacă găsim o piață, ceva, să fac niște cumpărături. Măcar aici să găsesc un pește proaspăt. Ai cam dat de o piață, dar deocamdată numai de haine. Piață mocirlă. Da, îmi plac mult hainele astea colorate. Poate mi-au și eu de pe aici o cămașă, ceva colorată din asta veselă. Uite ce faine sunt. Și clar, va trebui să iau la Ramona o rochie. Super faine. E, că ajung și la piață până la urmă. Piața centrală, chiar aici în fața mea. Ia să vedem ce găsim aici. Care e atmosfera. Deja încep să mă simt foarte bine. Încep să mă simt foarte bine printre oamenii ăștia. Prietenoși, foarte prietenoși. Nu mă așteptam să fie atât de prietenoși cu străinii. Oh, oh, oh. Dintr-o dată plin de verdețuri, plin de verdețuri, fructe, legume. Super tare, super tare. Fix pe malul oceanului. Aoleu, astea ce-or mai fi? Na, numai așa ceva n-am mai văzut. Hello. Ceva vinete. Așa ceva. Hai să vedem ce târguim de pe aici. Castravețoi din ăștia. Da, merge o salată cu oțet. Clar o să-mi iau. Dar eu aș vrea ceva carne, să fac o zamă. Sau un pește prăjit, că de 2 săptămâni numai la asta mă gândesc și nu am găsit efectiv. Uite, ouă pentru micul dejun, asta trebuie să-mi iau. Hello. Nu știu ce-or fi astea. Pește prăjit. Habar n-am ce-i pe aici. Da, pește prăjit, gata. De-aia vreau să-l prăjesc eu. Mâncare gătită. Destul de interesant arată astea pe aici. Va trebui să încerc la un moment dat și local. E imensă piața, absolut imensă. Fructe nu prea am văzut, decât banane, portocale din alea verzii ecuatoriale. A, uite, rambutan. Rambutan, nuci de cocos. Dar eu aș căuta prima dată raionul de carne. Uite aici ceva. A, gata, am găsit pește. Pește și fructe de mare. Wow, scoici. Așa ceva. Crabi nu știu să gătesc. Macro proaspăt. Oh, da. Hello. Da. În cel mai rău caz o să-mi iau niște macro proaspăt să prăjesc. Dar hai să mai aruncăm o privire. Ton. Tonul nu prea îmi place cum arată, cred că e vechi. Ăsta nu știu ce pește e. Iar tonda nu-mi place deloc cum arată. Da, clar, ăsta nu e proaspăt. Macro-ul ăla era acceptabil. Ăsta pare mai proaspăt aici. Hello. How much it's? 100? 1 kilo. All? All fish or just 1 kilo? Single. Not a kilo, but just high price. Ah, okay. 100. Ok. 100 de dolari kilo, asta înseamnă 50 de lei. 50 de lei kilo, da, scumpeanu. Scumpeanu, dar poate ăsta e prețul doar pentru mine. Că străin. Saci cu casava, cât vezi cu ochii. Alt ton aici. Încă nu cumpăr nimic. Încă nu cumpăr nimic. Prima dată mă uit. Și după aia hotărăsc ce o să cumpăr. Hello! Oare ciorbă de ton merge? O zis că merge. Macrou și mai mic. 50 dolari 1 kilo? 1 hip. Oh, yeah, ok. 50 de dolari tot ăștia. You take one hip, cost you 50 dolari. It's okay. Thank you. Thank you very much. 25 de lei toți pește ăștia. Da, e prețul mai bun. Mă, ce crabe aici. 30 de dolari, dar eu nu știu să-i gătesc ăștia. 50 de lei, un crăbălău de ăsta, dar nu știu cum se face. Ananas, tone de ananas. E, uite fructe noi. Astea habar n-am ce sunt. 5 dolari bucata. Avocado. Ah. Avocado n-am, nu știu să-l gătesc. Raionul de cocos. Cocos încolțit. Asta o fi de mâncat sau de plantat? Habar n-am. Deci cât vezi cu ochii, numai nuci de cocos. Adevărul că aș bea una. Ba, hai să bem una aici, că uite, văd care și pai. One coconut, 4 dolari, 2 lei. E bun preț. Cocos solomonean, foarte bun. Very good, Ian. Very nice. Într-adevăr, foarte bun. Rădăcinoase, interesante. Probabil tot ceva specii de cassava. Nu știu cu nucile astea ce-o fi, de mâncat sau de plantat. Încolțite, gata. £65? £1. And one piece, how much? Hai să vedem cât costă un lobster. How much it? $227 de dolari, asta înseamnă 100 și ceva de lei, da, nu e foarte scump și Rainbow Lobster, dar din nou nu prea știu să-l gătesc. Deci până la urmă m-am întors aici la tonul ăsta proaspăt, ăsta e cel mai proaspăt care arată cel mai proaspăt, așa. This one. Deci tot peștele costă 100 de dolari, adică 50 de lei. Am mâncat de acolo 3 zile, clar. N-am înțeles eu bine, mi se părea mie că e scump. Dar așa da, ăsta are vreo 4 kg, ceva de genul. 3 kg, jumate, 4 kg. Imens! M-am făcut cu un pește, din ăsta îmi fac și sushi, din ăsta îmi fac și ciorbă, cred că și prăjit. Încă nu știu, mai caut rețete de ton. Hai să mai luăm și legume și fructe. Vreau să-mi iau un ananas și am văzut unii foarte mari pe aici. Cred că o să iau unul din ăsta foarte mare. Din nou să-mi ajungă 2-3 zile o să mănânc din el. Numai să mă hotărăsc de unde iau. Ăștia-s micuți, cred că am trecut. Ba, uite și ăștia-s mari. La 15 dolari. A, uite ce mare e ăla. Cred că iau unul din ăla cu 30 de dolari. I want one. Big one. I-am zis să-mi taie frunzele alea, să nu le mai car după mine. Do you have a bag? No, no, no. Another bag, please. Am luat repede un taxi că am deja bagaj și da, prețul e altul, e 10 dolari pe kilometru, adică 5 lei pe kilometru, așa e mult mai bine. Am vreo 4 km de mers, asta înseamnă 40 de dolari, e bine, 20 de lei. Clar m-am țepat la seară, dar asta e, pățești. Am ajuns acasă, m-am ales cu un superb ton. Mă apuc să îl curăț, să-l porționez și clar, nu mai pot de poftă. Vreau pur și simplu ton prăjit. Acum asta îmi fac și după aia văd eu din restul. Poate fac o ciorbă sau habar n-am. Mai am și un imens ananas. Doar prin Zanzibar am mai mâncat ananas așa de mare. Nu-l pot ridica. Vreo 3 kg, cred că are 3-4 kg. Imens, absolut imens. Și bineînțeles am luat lămâie pentru ton. Asta am obținut după ce am tranșat peștele. Aici am pentru ciorbă. Trebuie să fac o ciorbă neapărat, că mi-e poftă de nu mai pot. Asta ori diseară o să o fac, ori mâine o să văd. Aici am pentru pus la prăjit. Astea pun numai sare, un pic de piper și storc o lămâie, le las să stea, nu știu, vreo jumătate de oră, deja plouă în gură. Bineînțeles că am recuperat și icre, am recuperat și ficat, merge la prăjit, iar aici am tras un sashimi, foarte, foarte proaspăt. Cred că ăsta o să-l mănânc acum, că nu mai pot de foame și de poftă. No, hai să vedem. Soy sauce cu un pic de wasabi. Un absolut deliciu. De departe, printre cele mai bune sashimi pe care le-am mâncat vreodată. De data asta l-am nimerit extraordinar. E incredibil ce înseamnă să fie peștele foarte proaspăt. Extraordinar, extraordinar de gustos. A fost atât de bun crud încât parcă nu mai vine să-l prăjesc nici pe ăsta. Dar mie că nu stă așa. Mai bine îl prăjesc să pot să mănânc și diseară din el și mai îmi cumpăr, clar. Zilele următoare mai îmi iau un pește de ăsta. La 50 de lei bucata e chilipir. Absolut chilipir. Sare, piper, lămâie. Merge la frigider vreo oră, o oră jumate. Între timp a venit ploaia iar. Și încă ce ploaie. Bine că nu m-a prins pe drum. Asta e, dacă plouă, stai și gătești. Cam așa arată și tonul prăjit. Extraordinar de gustos și ăsta fiind foarte proaspăt, n-are cum să fie altfel. Dar totuși eu cred că prefer cel crud. Și ca să fie treabă, am tăiat și ananasul. Mi-a ieșit o trocă de ananas. Extraordinar de aromat și dulce. Cam ăsta a fost vlogul de astăzi. N-am mai putut să ies pentru că a plouat torențial toată ziua după ce am ajuns acasă. Asta e, e sezonul ploios, nu-i niciun fel de problemă, pentru că pică bine câte o jumătate de zi de odihnă. Mâine încă nu știu ce o să fac, dar probabil tot pe aici prin Honiara, prin împrejurimile orașului. Vedem ce este de văzut pe aici. Dar până atunci eu vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți. Vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal. Și dacă n-ați făcut-o, eu vă rog mult să o faceți. Pe mine mă ajută mult o abonare din partea voastră. Mă ajută mult un like de la voi sau un coment. Mulțumesc tuturor membrilor și tuturor celor care ați donat pentru susținerea acestui canal. Până la următorul vlog de aici din insulele Solomon. Eu vă spun la revedere!